Bine ați venit, dragii mei, la etalarea săptămânii 40 martie. Oameni dragi care aveți soarele, luna sau ascendentul în zodia Gemeni, sper să vă bucure săptămâna aceasta, 40 martie 2024, cu vești bune, cu sănătate și cu ceea ce v-ați propus voi, da, să vedeți împlinit. Am să încep etalarea ca de obicei, aprinzând o lumânare pentru sănătatea noastră a tuturor și a celor dragi nouă, dar și pentru vindecări, pentru împăcări, pentru găsirea de soluții și rezolvarea de dificultăți de orice fel. Să simțiți efectiv că primăvara renaște și, adevărat, le doresc la mulți ani tuturor femeilor care serbează, da, ziua de 8 martie. Hai să începem, dragii mei, cu mesaje generale și apoi mergem spre particular pentru fiecare zi în parte, cu câteva informații. Și avem în primul rând aici, avem multă istețime, multă prezență de spirit, tendința voastră de a găsi căile cele mai scurte, cele mai eficiente. Nu veți dori să munciți mult, ci să munciți eficient, să adoptați calea cea mai scurtă, dar și serioasă. Numărul 14 vorbește, da, de ora 14, de un interval orar între 1 și 4, de 9 martie, 9 de băte. Este o săptămână în care vă folosiți această istețime la maxim și, de asemenea, sunteți foarte în gardă ca să nu vină vulpea la găinile voastre, așa e o vorbă, adică la bunurile voastre. S-ar putea să atenteze anumite persoane, să încerce să folosească și retlicuri, să vă feriți de tot felul de speculații. Da, 41 de ani poate să fie vârsta unei persoane și 5 martie ar putea de asemenea. Dar nouă acesta de bâte mi-arată că veți fi destul de obosiți, adică veți duce greul în anumite situații, dar veți fi și foarte aproape de pregătirea pentru un succes. Da, 10 de bâte ar fi însemnat încheierea cu succes a proiectului. Sunteți pe 9 bâte, deci este destul de bine, este o săptămână productivă pentru dragii mei gemeni. Să vedem următorul mesaj ce anunță în săptămâna 40 martie. Păi iată, vorbim de o exprimare clară, sunteți invitați, dragii mei, să vă exprimați dorințele, să încercați să comunicați cu ceilalți cât mai transparent. 51 sau 15 pot fi, da, 51 ca vârstă, 15 poate fi o oră, un intervalul orar între 1 și 5, ora 6. Dar ce nu se vede este o interiorizare creatoare, din nou cu numărul 51. Păi această interiorizare creatoare este destul de utilă. Asta ce înseamnă? Că e bine să vă ascultați propriile idei, să meditați, să vedeți care ar fi cea mai bună soluție în numeroase privințe. Este o carte frumoasă, dacă ar fi, da, așa am primit-o, exprimarea clară, și vedem într-adevăr un munte, castel, dar și rădăcini spre o temelie. Aici, de asemenea, vedem o clădire, da, care nu duce spre o stabilitate. Deci fiți cât mai clari în exprimare ca să nu ajungeți să vă interiorizați un consum din acesta nervos despre ce au vrut să spună alții, spre ce au tins anumite persoane. Dragii mei gemeni, probabil că această exprimare clară va aduce multă mulțumire și hai să vedem, da, în mod asertiv veți spune adevărul, veți spune ceea ce vă avantajează pe voi, da, vă veți apăra propriile interese. Cele 7 cărți, da, din alese absolut aleator din pachetul de cărți de joc 6-7, vine cu următoarele vești către voi. Aici este o doamnă sau un domn,
din berbecleu săgetător sau brunetă cu ochii negri sau căprui. Și văd într-adevăr în destinul vostru o mică supărare, dragii mei, o supărare pe care cred că ați avut-o, da, dragi gemeni, cu un semn de foc. Vine un dar de împăcare sau vine un dar de bani, ceea ce cred că vă încântă. Mai văd de asemenea poate o instituție de stat, un loc de muncă sau o persoană din gemeni balanță vărsător. Văd sufletele pereche formate din zodia gemeni cu semnele de aer, gemeni balanță vărsător, sau cu persoanele bărbați femei care au ochii verzi sau căprui. Și de asemenea mai este aici un bărbat din Taur Fecioară Capricorn sau șaten cu ochii căprui, da, care are legătură fie cu acest suflet pereche, fie cu acest dar de bani și se duce o supărare pe care voi ați avut-o, era în destinul vostru. Veți găsi soluția, veți găsi o rezolvare. Mergem mai departe, dragii mei, să vedem energia de luni până duminică, ce vor cărțile să menționeze pentru dumneavoastră, da, în perioada 4-10 martie. Ziua de luni vine cu o justiție dumnezeiască. Are loc un succes în direcția adevărului, în direcția a ceea ce este mai frumos și mai potrivit pentru voi. Justiția aceasta vorbește poate și de o persoană din zodia balanță. Vă veți face voi dreptate sau vi se face dreptate dacă ați fost nedreptățiți. Puteți câștiga un proces, da? Movul este o culoare potrivită a zilei de luni. Marți vine cu un rege de spade. Marți sunteți foarte raționali, sunteți experți în ceea ce faceți. Poate vă preocupă o afacere sau mergeți către o instituție de stat sau particulară. Mai văd de asemenea poate persoane din gemeni balanță vărsător care încearcă să vă atragă, să vă rețină atenția. Văd marți o nuanță de turcoaz care vă poate ridica vibrația. Ziua de miercuri, dragii mei, gemeni vine cu un șase de spade, dorința de a renunța la un conflict și văd din nou nuanța de turcoaz pe care ați avut-o și marți. Deci de la regele de spade mergeți către șase de spade, o situație în care vă urcați într-o barcă la sensul figurat și mergeți către zări mai senine, da? Acceptați faptul că, da, s-a întâmplat un conflict sau a fost o anumită supărare, dar miercuri vine împăcarea, miercuri vine această discuție clarificatoare. Din nou turcoaz pentru ziua de joi, patru de spade. Poate că vă refaceți în ziua de joi, vă refaceți după niște zile destul de încărcate, mai ales cea de marți sau de miercuri. Patru de spade arată că vă planificați următoarele mișcări, că aveți o anumită strategie la care vă gândiți, da. Sunt gemeni balanțe vărsători care, într-un fel sau altul, poate v-au tachinat. Hai să continuăm, să vedem ziua de vineri, cu ce vine. Păi vine fie cu o persoană din zodia Capricorn și nuanța aceasta frumoasă de mov. Este o carte a exceselor. Aveți grijă vineri să nu vă enervați, să nu fiți geloși, să nu fiți mânioși, pentru că, da, eu sper să fie doar o intersectare cu semnul Capricornului și să nu ducă aceste complicații spre ceva mai neplăcut. Hai să vedem și cărțile de weekend. Pentru sâmbătă avem Cavalerul de Spade. Vă atingeți obiectivele, orice ar fi, mergeți direct către acestea. Mai văd de asemenea un 10 de bâte. 10-le de bâte anunță, să știți, un succes duminică. Deci dacă sâmbătă dați din coate, vă călcați, cum se zice, peste orgolii, peste tot ce v-ar sta în calea împlinirilor, da? Iar duminică veți duce la bun sfârșit o treabă frumoasă. Da, văd nuanțe de turcoaz, de portocaliu chiar, care vă pot avantaja. Sunteți liniștiți și foarte obosiți, dar știți că ați rezolvat ceea ce era de rezolvat, da? Bun, dragii mei gemeni, iar din acest tarot voi extrage o învățăminte, da, așa să o numim,
și văd într-adevăr intensitate. Cartea spune să continuați, să începeți, să faceți toate demersurile cu toată intensitatea voastră, chiar să o creșteți puțin. Dar de îndată ce v-ați atins v-ați ales o țintă, mergeți cu toată intensitatea până o atingeți, ar spune această carte. Da, eu sper ca lucrurile să meargă foarte bine pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc tare mult pentru atenție. Vă pup și vă îmbrățișez și să aveți o săptămână minunată, da, excelentă din toate punctele de vedere. Pa, pa, toate cele bune!